Ascultă această înregistrare doar atunci când poți să te relaxezi complet și ești într-un spațiu care permite acest lucru. Bine ai venit la această sesiune de meditație ghidată. Scopul ei este de a-ți da șansa să te eliberezi de agitația cronică și de tiparele de gândire cotidiene excesive, astfel încât mintea, corpul și spiritul tău să beneficieze pozitiv de pe urma ei. Poate ai observat cum gândurile tale se dezvoltă uneori prea mult, astfel încât acest obicei de gândire poate deveni un adevărat generator de îngrijorare și stres. Acestea reprezintă nevoia excesivă a minții tale de a analiza, evalua și de a reda anumite evenimente din viața ta personală în continuu. Atunci când se întâmplă asta, ne simțim captivi, ca într-o spirală nesfârșită de activitate mentală nefolositoare, fără vreun semn evident de eliberare. În psihologie, acest tip de activitate cerebrală de analizare sau regândire a evenimentelor vieții noastre este cunoscut sub numele de ruminație. Aceasta este întâlnită frecvent în anxietatea cronică și în depresie, dar din fericire există o soluție favorabilă pentru acest obicei și anume practicarea meditației de tip mindfulness. Ceea ce vei descoperi cu ajutorul acestor metode relativ simple și ușoare este că putem să ne antrenăm mintea conștientă să se îndrepte în mod automat către stări mult mai productive și pline de resurse pentru a te bucura de un sentiment real de detașare emoțională. Te rog să te așezi într-un loc și într-o poziție confortabilă pentru următoarele minute. Odată ce ți-ai găsit confortul, lasă-ți ochii să se închidă ușor. Acum concentrează-te pe respirație. Observă ridicarea și coborârea pieptului. Simte cum partea inferioară a abdomenului se ridică și coboară. Odată ce devii conștient de diafragmă, simte cum coastele se lărgesc odată cu fiecare inspirație și se contractă cu fiecare expirație. Amintește-ți că nu trebuie să îți ții respirația, ci doar să devii conștient de ea. Cu fiecare inspirație și cu fiecare expirație, devii conștient de temperatura corpului tău, de senzațiile de răcoare sau de căldură. Poate unele părți ale corpului sunt mai calde, iar altele mai reci. Devino conștient de senzațiile de căldură din mâinile tale, din degetele tale, din picioarele tale și din degetele de la picioare.
Observă orice senzație pe care o simți de-a lungul brațelor sau a picioarelor. Tot ce trebuie să faci în aceste momente este să observi și să devii conștient de aceste senzații. Să le accepți, înțelegând că acestea se pot schimba cu timpul, ceea ce este perfect normal. Devino conștient de mișcările subtile ale trupului tău relaxat. Observă cum unele părți pot fi mai relaxate, iar altele mai tensionate sau mai încordate. Nu e necesar să forțezi această relaxare. Tot ce trebuie să faci este să permiți pur și simplu minții să accepte ceea ce observă, devenind din ce în ce mai conștientă de independența cu care corpul tău funcționează. Timpul se scurge în ritmul său normal. Nu te grăbi. Nu e nevoie să fii altundeva. Acest timp este pentru tine și numai pentru tine, pentru a învăța și pentru a dobândi o altă înțelegere asupra propriului tău trup. Asupra propriilor reacții, comportamente și abilitatea ta de a observa și de a accepta faptul că poți să te relaxezi și să rămâi prezent în totalitate. Pe măsură ce inspiri, înțelegi că ești ancorat în aici și acum. Poți să-ți încetinești respirația acum dacă dorești, dar atât cât să te facă să te simți confortabil. Observă cum respirația ta se liniștește și își găsește ritmul ei. Datorită abilității tale de conștientizare a momentului prezent, cât și a respirației, vei simți calmul momentului, care se amplifică cu fiecare inspirație. Poate un gând rătăcit își va face apariția în mintea ta. Observă prejudecățile interioare sau orice evaluare pe care mintea vrea să o creeze.
observă gândurile care vor să le dai din atenția și din energia ta. Uneori e posibil să își facă apariția un soi de plictiseală sau distragere, un gând sau o expresie sau un cuvânt. Orice ar vrea mintea ta să creeze, tu trebuie să înțelegi că gândurile vin și pleacă. Tu ai și ai avut mereu opțiunea de a nu te implica în aceste gânduri. Observă aceste prejudecăți așa cum sunt ele, niște creații ale minții și în timp ce le oferi gândurilor șansa de a exista, amintește-ți mereu că nu trebuie să încerci să le controlezi. Nu e nevoie să încerci să le schimbi. Acceptă și îngăduie acestor gânduri să vină așa cum sunt ele, și apoi permite-le acestora să se liniștească, să se împrăștie și să dispară. Înțelege că acestea sunt gândurile tale și că tu ești mult mai mult decât ele. Gândește-te că aceste scânteii de gânduri vin și pleacă, la fel ca o cometă sau ca o stea căzătoare care strălucește pe cerul senin numai pentru o secundă. Când un gând intră în conștiința ta, tu poți foarte ușor să recunoști că acel gând poartă cu el o anumită energie. Unele din acestea au o energie puternică și își doresc toată atenția noastră, iar altele sunt mult mai liniștite și mai obediente. Tot ce trebuie tu să faci e să te relaxezi mereu și să observi gândurile care vin și pleacă. Urmărește de la o distanță confortabilă pentru tine cum fiecare gând pur și simplu dispare atunci când tu nu te implici activ. Ești mereu conștient că poți să revii calm și atent la respirația ta. Inspiră. Expiră și revino întotdeauna la respirație. Acum observă senzațiile mici pe care le simți cu fiecare respirație. Observi că același aer devine din ce în ce mai cald cu cât înaintează prin căile respiratorii.
simți o expansiune calmă în momentul în care aerul ajunge în plămâni. Și din nou ești conștient că nu e nevoie să îți ții respirația, ci pur și simplu să o îmbrățișezi și să rămâi atent la etapele ei naturale. Permite-i trupului să respire normal și complet. Trebuie să-ți amintești în permanență că acestea sunt fundamentele respirației conștiente și această practică este foarte puternică doar prin simplul fapt că îți oferă șansa să devii conștient de propriul tău trup și de momentul prezent. Simți cum devii din ce în ce mai recunoscător pentru facultățile tale mentale și pentru capabilitatea de a gândi și precum un profesor bătrân ce observă energia debordantă a unui copil, devii tot mai înțelegător și accepți mintea și gândurile așa cum sunt ele. Permite-le gândurilor să-și continue drumul fără să opui rezistență, ci doar observând cum acestea încep să dispară. Observ că ceea ce ești tu cu adevărat nu este tot una cu gândurile tale. Înțelege acum că tu ești mult mai mult decât gândurile tale și mai mult decât reacțiile tale. Ești capabil să revii la esența ta în mod natural, concentrându-te pe respirație și făcând alegerea să devii prezent, inspirând, expirând, ancorat perfect în acum. Poți rămâne în această stare deoarece fundalul acestei înregistrări va continua pentru încă câteva momente. Dacă dorești, poți să asculți această înregistrare înainte să adormi, pentru a-ți relaxa conștiința și pentru a-ți oferi un somn plăcut și relaxat. În caz contrar, poți alege să rămâi treaz și alert, calm și concentrat asupra respirației, simțindu-te încrezător și complet detașat, știind că mereu vei putea să te întorci la starea de veghe când vei simți nevoia. Acum vocea mea te va părăsi, dar tu îți poți continua călătoria. Îți mulțumesc pentru prezența ta și îți doresc toate cele bune.